Mulțumim, Pancoare, pentru prezență. În continuare, vreau să vă spun că această activitate nu ar fi posibil fără partenerii noștri de suflet. Și aici vreau să amintesc primăria și Consiliul Local, reprezentantii domnului primar, care de fiecare dată este alături de noi la toate activitățile pe care le avem. Asociației Comunicați cu Noi, a cărui suflet este doamna Dorina Pop. Aplauze, vă rog! Școlii Dr. Victor Babeș, care de 5 ani este și alături de noi. Pampare Stibina, care din acest an este alături de noi și care, pe parcursul procesiunii, va fi înainte mergătorul nostru. Asociația Părinților Căuții Măgherăuș, înființată în urmă cu câțiva ani, și vă mulțumesc, dragi părinți, cei care ați acceptat să fiți alături de acei oameni inimoși care au pus au pus bazele Asociației Părinților, care sprijină, de fapt, copiii noștri, pentru că îi numesc copii ai noștri, sunt și ai mei și ai dumneavoastră în același timp. În continuare, o să ofer microfonul domnului primar, care o să ne spună câteva cuvinte. Vă rog frumos să-l primiți cu aplauze. Dragi copii, dragi părinți, onorați invitați, pace, liniște sufletească, bunăstare în comuniune, sacrificiu dacă vreți, Sfântul Martin dacă vreți, parada lampionelor, procesiune, dragi copii, de mici trebuie să învățați că e bine să dați, bine să dăruiți, cum legenda spune, Sfântul Martin și-a dat și haina, a dat mâncare la săraci. Iată că noi copiii, și eu acum vreau să fiu copii cu voi, voi acest cunt minunați copii, să învățăm să fim buni. Doamne ajută și mulțumesc cadrul didactice, mulțumesc tuturor care sunt prezenți și au contribuit pentru realizarea acestei manifestări. Sigur că în continuare vom avea procesiunea după programul copiilor de pe scenă și vom veni și în fața Căminului Cultural, în fața primăriei, o cană cu ceai, o tortă dulce, ca să simbolizăm că oferim tuturor câte ceva. Vă mulțumesc mult! Vă aștept la toți, mă ghiera!